A fost o ședință la primărie. Colega mea, Roxana Ciucă, vine cu toate detaliile chiar acum. Roxana, bună ziua! Care sunt consecințele acestei decizii? Bună ziua, Mihaela, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Să știți că avem informații în exclusivitate pentru Antena 3 vis-a-vis de ceea ce s-a discutat la această ședință. Știm ce s-a discutat la această ședință și care a fost propunerea trimisă către prefect. Așadar, ședința a durat mai bine de 2 ore și Clotilde Armand se află în continuare în concediu, însă s-a decis, Consiliul Local pentru Situații de Urgență de la Sectorul 1 a decis să prelungească starea de alertă din Sectorul 1 cu alte 2 săptămâni. Așadar, această decizie merge, propunere mai bine spus, merge spre prefectul Capitalei, iar Alin Stoica, într-o discuție exclusivă pentru postul nostru de televiziune, a spus că așteaptă oficial ca toate documentele să-i ajungă mâine după prânz la prefectură, urmând apoi să decidă în cauză, pentru că decizia stă în mâna domniei sale. Alin Stoica va decide dacă prelungește cu alte 2 săptămâni starea de alertă în sectorul 1 sau dacă nu. Acum vă spuneam că știu și ce s-a discutat în ședință, s-a spus că nu s-a reușit să se strângă în totalitate toate deșeurile din sector și că în 2 săptămâni, în 15 zile maxim, s-ar putea remedia situația de acolo. Așadar, locuitorii din sectorul 1 care acum ne privesc, cumva ar putea să mai aștepte sau mai au de așteptat 2 săptămâni și vedem mai apoi cum vor sta lucrurile. În continuare, Clotilde Armand este în concediu și așteptăm să vedem, apropo de domnia sa, dacă va fi sau nu citată la secția pentru investigarea magistratului în dosarul deschis ca urmare a posibilei fraude în ceea ce privește alegerile, o plângere depusă de fostul edil Daniel Tudorache. Urmărind desfășoarea evenimentelor, reținem, doamnelor, domnilor, mâine, luni, 23 august, o zi extrem de importantă pentru cetățenii sectorului 1, o zi decisivă. Mulțumim foarte